Da, ne-am reîntors să mai povestim un picuț și ca să ne mai înveselim așa, să ne depărtăm un picuț de zona asta, hai să vorbim un picuț de lucruri serioase. Adică de siguranța rutieră și de faptul că Suceava se află în continuare pe ultimul loc la capitolul ăsta. Ne-am schimbat conducerea, cel puțin pe net am găsit povestea asta. Avem un alt conducător al serviciului de poliție rutieră, un băiat tânăr, de perspectivă, de cutăc care are să facă, să fie foarte bine, extraordinar. Nu știu, nu-l cunosc. În general, pe cei de la rutieră, așa, nu că am o problemă cu ei, Doamne ferește, da, parcă mai degrabă să-i cunosc mai puțin. Un botoșenean, în schimb, citeam o chestie, mai degrabă un dorohoian, adică din zona de fără zahăr, așa, no sugar, a reușit să o plesnească într-o zi de 4 ori. Băi, deci ăsta a dat lovitura. Bă, într-o zi de 4 ori a luat-o, bă, frate. Așa, asta unde? În județul Neamț. Pe partea evident a drumului național care vine spre Suceava. Și-a plesnit-o undeva unde se mai putea merge un picuț cu viteză și dorohoianul, ci că a fost prins de radar conducând cu viteză excesivă de 4 ori într-o zi pe aceeași șosea. Și l-a prins undeva la așa, 126 de kilometri în localitate, în Horia, e localitatea după ce ești din Roma spre București, prima da. Localitate, da? După aia, în afara localității, 12-15 km la oră, acolo e pe o bucată dreaptă, merge grozav. Adevărul că te îndeamnă un picuț, știi? Dar nici, băi, la 200, ai că mai mergi cu 103, 104, ceva peste 100, știi? Ca să nu ți lea chiar permisul. Ce? Bă, dar 200 chiar un picuț, zic eu, exagerat. Așa, chestia aia dreaptă care a spus-o dumneavoastră, care te îmbie eu cu Citroenul meu la de 1-2, care cu greu la 120. Da. Deci, nu știu ce spune. După aia, ce în afara localității, la Sicuieni, noi 130 de km la oră, și în localitate avea tot așa ceva, localitățile 126, între 126, da, 130 și 215 km la oră, peste tot așa, în afară și în așa. Ce i s-a întâmplat, știți cum e povestea asta, a fost reținut permisul de conducere pentru 90 de zile la fiecare abatere săvârșită. Dacă stau așa, e vorba de 4 abateri, la prima îi face reducere 2 luni, i-a luat permisul 10 luni. Practic. Adică un an de zile fără permis. Ne mai punând aproape, cred, nu aproape, ba chiar zic eu, mai mult de 1000 de euro amendă cumulată. În jur de 5000 de, da. În jur de 5, chiar peste 5000 de lei, da. 5000 și vreo 200 de lei amendă, deci cumulat așa, ca să vedeți cum se circulă pe șoselele, vai de mama lor din România. Dar sunt convins că data viitoare nu mai face treaba asta. Deci la modul sincer, asta e rezolvarea. Nu mai comite. Da, frumos, o amendă care să-l potolească. Deci, ferească Dumnezeu, eu le spun tuturor vis-a-vis de un exemplu. Deci, ce mi s-a întâmplat mie personal, acum 3 ani de zile, se apropie în dată 24 dragobetele, de dragobete m-am găsit, m-a găsit unul, să-mi taie calea și așa mai departe, și am avut un accident. Cred că singurul, în cei peste 30 de ani de când conduc mașină, slavă Domnului. Și până atunci, capitolul centură, și o recunosc așa, era o chestie aleatorie. Opțională. Aleatorie. Bă, mă duc în afară, ei, de atunci vreau să vă spun, dragii mei, că lucrurile sunt foarte clare. Cel puțin pe principiu tot pățitul e priceput. Am văzut ce înseamnă să ai centura pusă, nu că aș fi avut-o, dar era pusă în spate, în sensul ăsta, știi, și tot își făcea treaba. Am avut ce înseamnă să ai centura pusă și efectele pe care le poate avea, și de atunci fără centură nu mai plec. Asta apropo de nu mai faci după ce o pățești la modul ăsta. 10 luni de zile rămâi fără permis. Bun, trebuie să mai dai și așa, și oricum nu rezolvi nimic, pentru că la cât te oprinzi radarul, nici n-ai ce să faci, frate. Știi, la 100 și ceva de kilometri la oră, mult peste limite. 215 în afară, frate. Și în afară, că 215, băi, frate, deci mult grozav, băi, mult grozav, 215, adică ce să mai discutăm? Și ce face cu mașina asta în timpul cele 10 luni? Doar mașina ți-ai bună dacă 215... O pustuiește. Ce face el 10 luni cu ea? Hai, uite cu ea. Păi, că n-are ce să-i fac? Puțuiește motorul, spală fiecare furtunaș, fiecare chestie, fiecare bliz, da? Nu, ce încet merge asta. Nu? Păi, tranzacțiile financiare în Suceava și despre Suceava se pare că merg cu oarecum bine.
pe la Sucevița, tot a fost declarată localitate de interes turistic național, nu? Sigur. Deja se vinde, începe ușor-ușor să se vândă câte ceva, tranzacții în zona unei locații arhi foarte bine cunoscute, care se folosește la anunț inclusiv de către cei din Suceava și nu numai, e o locație așa de agrement, cu ceva bănuți frumușei. Ceva văd o firmă de la Gura Humorului care s-a băgat la Iași, în municipiu Iași, să cumpere un sediu și s-a bătut cu Lidl să ia fostul sediu administrativ al celor de la CUG Iași, adică Suceava, eu știu, se mișcă, nu se mișcă, să mai spune de Suceava în continuare că a fost pentru o zi capitala judoului din România. 300 de sportivi la 62 de cluburi din țară au concurat sâmbătă pe tatami la LPS, în sala LPS din Suceava, în finala campionatului național individual de judo under 18 ani. Cel mai bun rezultat al clubului sucevene a fost obținut de Luis Horga Bulgariu de la Clubul Sportiv Școlar Gura Humorului, medaliat cu bronz la categoria 73 de kilograme. Asta apropo de un picuț de sport, așa. 2500 de vizitatori la standul Sucevi de la Târgul de Turism al României, care a fost unde măcar să... București. De la București, oferta turistică a României a fost prezentată acolo în perioada 16-19 februarie la București. În cadrul standului au fost prezenți în calitate de parteneri și Centrul Național de Informare și Promovare Turistică din Câmpul Lung Moldoveni și Vatra Dornei, asociațiile opcinile Bucovinei, dar și reprezentanții agențiilor de turism de cazare sucevene, printre care și cele din orașul Gura Humorului. O promovare consistentă a avut-o și aeroportul Ștefan cel Mare, un aeroport care vorbește de curse noi charter, ba chiar din martie mi se pare că erau ceva alte curse pentru Italia, dacă nu mă înșel, parcă în Bergamo sau nu știu ce destinație era suplimentar pusă în afară de Zakynthos și Antalya. Și cei de la din monitorul ne dau și orarul zborurilor, căci a fost definitivat. Ia să vedem acelea. Zakynthos, Grecia, Antalya, Turcia. Cursele ia să vedem mai avioanele către insula Grecia vor decola de la Suceava miercuri la 17:30 și vor ateriza pe Zakynthos la 19:30. Cursele aeriene retur vor fi programate din Zakynthos la ora 14:45 cu aterizare la Suceava la 16:45. Acum, dacă vorbim despre cele două evenimente majore, respectiv Târgul de Turism și programul sau noutățile de la aeroport, dacă deocamdată avem o primă, să spunem, îndeplinit o primă etapă sau suntem într-o primă etapă. Tot ce se întâmplă la aeroport în momentul de față este sau destinația au sau se întâmplă pentru cei care pleacă din Bucovina spre undeva. Da? E pentru plecare. În Italia, în Spania, în Turcia, în Grecia, nu mai știu, în Marea Britanie, dacă nu mă înșel, doar pentru plecat. Deci, la modul pleacă acolo, fie la muncă, fie în cazul Antaliei și pentru Zakynthos în Grecia, pentru vacanțe. Este o etapă. Da? Eu aștept și momentul în care aceste curse aeriene vor fi și pentru venit, pentru turism. Da? Cum facem, ce curse aeriene aducem la Suceava pentru a aduce turiști din străinătate în Bucovina? Când vorbim de turism și dezvoltarea turismului, trebuie să avem în vedere și acest lucru și acest mijloc de transport extrem de important. Și dacă tot ne facem lobby, tot facem marketing turismului din Bucovina, trebuie să avem în vedere și acest aspect. Deocamdată aeroportul funcționează pentru turismul din afara Bucovinei. Da, pleacă, sucevenii pleacă în concedii în alte locuri. E adevărat că de regulă sunt și cei care mai umplu pensiunile în restul anului, știu eu, tot cei care pleacă acolo. Dar ușor, ușor trebuie să gândim variante și pachete și pentru turiștii străini, având în vedere marele avantaj pe care deja începe să ne-l arate aeroportul din Suceava. Și cred că treaba asta nu e în sarcina, să spunem, a aeroportului, că aeroportul are cu totul altă activitate. Dar aceste asociații, organizații de turism, sprijinite, că am văzut o implicare și din partea, măcar cu așa, cu gândul și cu vorba din partea Consiliului Județean,
pot să se organizeze astfel încât să pună în valoare aeroportul și din acest punct de vedere. Dar vreau să văd cum apar cursele charter cu turiști nu știu de unde, ca să vadă Bucovina și așa mai departe, și care pot fi preluați cu autobuzele din aeroport și duși oriunde în județul Suceava, în spațiile de cazare care sunt, slavă Domnului, deja destul de multe și care au nevoie de astfel de activități. La Rădăuți, văd în săptămânalul de Rădăuți, primăria reabilitează parcul central din municipiu. Vorbește în săptămânalul, Florin, despre consilierii ALDE care nu au fost consultați până acum pe tema bugetului de la Rădăuți. Sunt câteva titluri, bineînțeles, afacerile din mass media, din media și așa mai departe. Și ce se va întâmpla acolo? Eu, ca proprietar de ziar, ca om care sunt implicat în partea de administrare a unui suport de media, nu pot decât să salut prezența în acest domeniu a unor oameni cu bani. Atât timp cât se investește în acest domeniu, nu poate fi decât foarte bine pentru breaslă, pentru această activitate. Vin bani din afara breslei, să spunem, în breaslă. Îmi doresc în tot sufletul ca această tranzacție să fi fost făcută pentru domeniul de activitate menționat, în sensul presă pentru presă, pentru consumatorii de presă și așa mai departe. Dacă a fost făcută doar pentru a susține o vendetă politică, tot apreciez faptul că acum au intrat niște bani în presă. Oricum ar fi fost, banii au intrat. Au intrat niște bani în acest domeniu. Asta este. Este foarte bine. Cel care a avut curajul să facă asta, trebuie într-un fel sau altul să-și... să facă ceva, nu neapărat să scoată banii, să facă ceva ca businessul respectiv să meargă, nu? Da, sunt convins că Rădăuțiu va avea de câștigat în urma acestei tranzacții. Pentru cei care nu cunosc, noi vorbim în săptămânalul de Rădăuți în această săptămână despre faptul că televiziunea Rădăuți și Radio Gold au fost înstrăinate de fostul primar, fostul proprietar al acestora, unui consilier local, domnului Cătălin Miron, fost candidat de primar la primăria Rădăuți, actualmente consilier local. De asta, din acest punct de vedere, nu pot decât să salut o inițiativă și interesul pe care îl manifestă domnul Miron pentru acest domeniu. Doamne ajută! Doar consumatorul de presă din Rădăuți va avea de câștigat, indiferent de ce se va întâmpla. Am mai văzut aici două lucruri, mă rog, care apar în monitorul de Suceava. Pe de o parte, despre controlele pe care le-au făcut cei de la rutieră în două zile în zona Suceava și Rădăuți, și asta cred că motiva și de faptul că la un moment dat era ceva, în săptămâna trecută, cred, un pic de scandal în zona unuia. Unuia care a sărit la gâtul polițist, cred că în Vicov, dacă nu s-a întâmplat povestea Vicov, asta. Dacă... un domn de strajă. Da. Asta e, se întâmplă, ce să-i faci. 500 de autovehicule controlate de polițiști în zonele Suceava și Rădăuți. Amenzile au fost undeva în valoare de peste 45.000 de lei. Au fost găsiți fără permis, au fost găsiți un picuț bătuc, adică cu mustul în freză, depășire de viteză, toate astea, 130 de sancțiuni s-au încheiat, să spunem așa, sau s-au dictat pentru diferite abateri. Și în aceeași măsură un alt titlu care vorbește despre o ilegalitate imobiliară. S-a vorbit foarte mult de povestea asta și despre implicarea Consiliului Local sau nu. S-a vorbit. Cred că nu e nouă, e veche. O reîncălzită, nu știu. Eu n-am văzut... Nu știm cine și de ce. N-am văzut nicio atitudine din partea autorităților care au obligația să verifice legalitatea unor astfel de documente. Dar vedem în spațiu public, de altfel, inclusiv în campania electorală. Chiar și noi, la săptămânalul, atunci am scris despre aceste situații. Unele dintre ele ridică, într-adevăr, suspiciuni. Monitorul de Suceava reia subiectul în această perioadă, pentru că este în ședința de astăzi a Consiliului Local, din nou readusă în atenția publicului, un caz asemănător. Nu știu, aștept să-i văd pe cei îndrept să acționeze. Primul care ar trebui să reacționeze ar trebui să fie prefectul de Suceava, cel care veghează asupra actelor, legalității actelor emise. Nu știu, am înțeles că au fost făcute sesizări, chiar domnul Miron, dacă nu mă înșel, a făcut sesizări cu... s-ar putea să mă înșel, de fapt. Nu știu, sunt făcute sesizări, nu știu dacă de la domnul Miron, cu privire la aceste aspecte.
Aștept mai degrabă o poziție oficială din acest punct de vedere. Nu știu dacă se impune o anchetă din partea prefecturii, că sunt acte administrative. Nu știu. Probabil. Ar trebui implicați direct cei care au ca atribuție de serviciu, știu eu, cercetarea penală, dacă e o chestie penală. Nu știu. Chiar nu știu despre ce este vorba. Aud pentru a doua oară cel puțin despre această situație. Este destul de complicată juridic. Probabil ar trebui lămurită de cineva. Cel puțin în Rădăuți sunt multe situații. Se vorbește despre faptul că sunt multe situații, situații de acest fel. Prin comparație, chiar și colegii de la Monitorul Santinul Anago a documentat acest subiect, vorbește despre o situație similară la Timișoara, unde acolo a intrat pe fir DNA-ul, chiar Grindeanu, domnul reprezentantul domnului Dragnea în Guvernul României. Vine de acolo. A fost viceprimar o perioadă la Timișoara și ar fi avut niște... Dumnealui spune că nu, unii spun că da, ar fi avut niște implicații în zona aceasta imobiliară, a unor afaceri imobiliare. Dacă nu se lămuresc lucrurile rapid din punct de vedere legal, suspiciunea cu privire la ce s-a întâmplat în Rădăuț în zona imobiliară poate ajunge în această zonă, a tunurilor imobiliare, că acesta e termenul folosit. Nu știu... Aud pentru a doua oară, asta vreau să spun doar. Sunt instituții ale statului care trebuie să lămurească aceste lucruri. Da, într-adevăr, pentru că văd aici tot felul de lucruri. Acum s-ar putea să nu depășească suma de 200.000, îmi cer scuze, știți? S-ar putea să nu depășească suma de 200.000 și n-are rost. Da, ce să ne mai băgăm? Da, pe n-are, ați văzut acolo că s-a venit acolo. Se vorbește despre faptul că în decembrie 2015 un imobil a fost vândut cu 500 de euro și apare acum într-o hotărâre de Consiliul Local, l-a scos la vânzare. Diferența însă este una mare, mai dispare și ceva suprafață de teren, dar diferența e de câteva mii bune de euro, pentru că se ajunge la undeva, să nu greșesc, 2000 și ceva de euro, dacă nu mă înșel eu, ceea ce spune deja foarte, foarte mult. Deja sume, foarte și mult. Acum, de data asta, au plesnit-o și mai tare. O sumă imensă și pentru o casă, nu? 2500 da, de euro. Da, 2500 de euro și arată și casa, sunt imagini, mai vorbești de un caz similar. E de discutat despre ce se întâmplă acolo, dacă a fost sau nu, sau, mă rog, ce a fost acolo, pentru că lucrurile nu sunt foarte, foarte în regulă. Semnal de alarmă în sectorul sucevean al creșterii animalelor, ăsta este un titlu care ar trebui să ne dea... Să ne dea de gândit, de prima pagină din Craiinou, drastice scădere ale efectivilor sunt înregistrate la cabaline, porcine, păsări, iar după diminuări continuă la numărul de bovine. În ultimii 2 ani, în regres, a intrat și cel de la ovine. Întrebarea e cu ce am mai rămas? Ca și așa. Hai să vedem. În schimb, județul, o tendință crescătoare este remarcată la caprine, familii de albine și animalele de blană. Deci cu caprinele am avut o bănuială, sincer. Dar suntem acum... cumva, nu? Adică nu. Adică chiar ne recomandă vocea și talentul, știi? Și la bovine, bizonul. Nu știu, intră bizonul la bovine? Deci avem... Apropo... Avem. E perioada chiar potrivită. Sau, mă rog, ai nimerit în momentul potrivit, pentru că, uite, avem aici o chestie foarte interesantă, se numește epigramă și vorbește despre selecția la Eurovision, apropo de blănuri și animalele de blană. Ce picioare, ce frizuri, ce mișcări de fund, ce piept, ce guriste în călduri, muzică, aștepți. Cumva, nu? Sună într-o oarecare măsură. Euro cotat astăzi, ca să nu uităm și de el, la 4,5194, o valoare care nu e chiar foarte, foarte confortabilă, dar de asta nu vorbește nimeni. Dolarul la 4,2442 și valoarea dolarului este una foarte, foarte sus. Hai să vedem ce repere avem pentru ziua de astăzi. 20 februarie s-a născut pianistul virtuos austriac Carl Czerny, în 1791, 1882 încetat din viață Moșe Înroată, deputat în adunarea Hot a Moldovei, 1888 s-a născut scriitorul francez Georges Bernanos, iar în 1924 s-a născut scriitorul, scenaristul și publicistul Eugen Barbu. 1927 încetat din viață scriitorul și ziaristul Constantin Mile, iar în 2006 a fost inaugurată prima stație românească din Antarctica, Low Rakoviță, 20 februarie, spuneam, de-a lungul timpului.
Au fost câteva lucruri interesante. Ca și concluzie, avem buget, așteptăm bugetele să meargă, avem buget național, pentru că bugetul național a fost adoptat. Da. Florin, vom avea bugete probabil la nivel de ministere, pentru că așa e procedura în continuare. Ministerele vor transmite mai departe către, nu știu, direcții, autorități, agenții, consilii județene și așa mai departe. Și într-un final, bugetele astea vor ajunge la autoritatea cea mai mică, care se numește UAT, nu UAC, UAT, și este primăria comunală, care abia așteaptă, poate prin luna martie, să găsească și ea o modalitate de a funcționa. Și asta într-un guvern care are tot ce trebuie și a avut tot ce trebuie ca acel buget să fie gata încă din decembrie și nu în martie. Respectiv, a avut majoritate în Parlament. Nu? Bun, v-am mai spus, eu nu am absolut niciun fel de așteptare. Am pierdut două luni aiurea pe niște povești. Mă aștept doar la tot felul de astfel de fumigene, care nu știu cui folosesc. Deja stau să mă întreb pentru cine lucrează acești oameni. La modul cel mai sincer, nu văd nimic din ceea ce fac în interes național. Cu rezervele de rigoare în toate capitolele, la toate capitolele, nu știu, chiar nu știu. La cât de odihniți sunt unii de pe acolo, mintea lor poate produce absolut orice. Vom vedea că sunt semne pentru o inflație pe sfârșit de an importantă, o anunță și specialiștii, că sunt semne că în economie, odată cu creșterea salariului minim pe economie, vor începe și problemele. Astea le vedem. Nu știu. Chiar este greu de estimat, pentru că nu știu ce își doresc acești oameni. Dar e greu să faci o prognoză, să-ți dai seama ce se va întâmpla în condițiile în care nu știu ce ei vor acești oameni. Doresc să aibă libertăți în a se juca cu banul public, cum vrea mușchiul lor, practic. Asta și-au dorit, Florin, și asta își doresc. Și dacă spuneai că n-ai niciun fel de așteptare în perioada asta, sau mă rog, n-am avut niciun fel de așteptare, eu spun că noi suntem într-o gară și așteptăm de 28 de ani să se întâmple ceva în Românistanul ăsta al nostru și nu știu dacă se va întâmpla sau nu. 28 de ani de așteptări am avut și avem, probabil, unii dintre noi, alții nu. Și eu, într-un zona când am început să mă satur, să mai am așteptări, să mi se vorbească iar de creion, de bond făcut și așa mai departe, în condiții în care noi nu suntem în stare nici să plombăm drumuri dărâmite, să le mai și facem. Din păcate, spun asta, Florin, mulțumesc pentru că ai fost alături. Da, eu mulțumesc pentru invitație. Ne vedem mâine de dimineață. Să vă spun doar, dragii mei, așa pe final, că nu ne permitem noi românii să facem concedii în România și nu pentru că nu suntem patrioți și nu pentru că nu ne pasă de România și nu pentru că nu avem ce vedea în România sau nu avem unde ne relaxa în România. Doar că în România se funcționează încă principiul TUN. În România toate concediile, sau indiferent de în ce zonă v-ați gândit să faceți concediu, sunt cu mult mai scumpe decât oferta care vine din Zakynthos sau Antalya. Am dat doar două exemple, făcând referire la Grecia sau la Turcia. Cam atât, să aveți parte de o zi frumoasă, să vă bucurați de ea. Ne revedem cu împreună iarăși mâine de dimineață. Rămâneți până atunci însă cu programele noastre, programele Bucovina TV. Să aveți parte de o zi frumoasă, era ceață de dimineață și minus 2 grade, se mai încălzește, vom ajunge la plus 2 grade pe parcursul zilei. Pe noapte, la fel, la minus 2 grade. Spuneam că pe joi, pe vineri vom avea și temperaturi de 10-12 grade cu plus și asta ziua. Poate și ceva ploaie atunci, dar despre asta vom mai discuta mai pe săptămâna viitoare. Cert este că temperaturile, cel puțin acum așa, până spre sfârșit de februarie, sunt doar pozitive. Și după aia intrăm în martie. Vedem noi. Un ghiocel, vedem. Atunci discutăm despre ce o să se întâmple și ce se întâmplă atunci, sau mă rog, ce se va întâmpla de atunci înainte. Cum spuneam, să aveți o zi frumoasă, să aveți mare grijă de dumneavoastră, pentru că altcineva nu o face, și nu uitați să fiți frumoși, să fiți la fel luni, marți, miercuri, aici, la Bucovina Activ, cu mine. Dorel, la revedere!